Mamă, deci n-aveți idee ce zi este, deja am început vlogul filmând, așa că o bună dimineața, salutare, bine ați venit aici la noi pe vlog. Astăzi ne facem calculatorul, bă, într-un final ne facem calculatorul, sunt aici cu supera mea soție. Așa, și astăzi mergem direct, am primit coletul, fata, am așteptat, credeți-mă că am comandat după un site, nu vă zic numele site-ului, că nu vreau să fac rău nimănui, să zic, așa că nu sunt eu genul ăsta de persoană. Bă, am comandat după un site, mi-a zis că îmi vine în 3 zile lucrătoare, am așteptat după 14 februarie până martie. În 2 martie, efectiv, frate, bă, și nu mi-a venit produsul care trebuia, pentru că eu mi-am comandat un 13900KS și ce credeți, frate, mi-a venit un 13900K, pentru că așa am zis eu, știi, să-mi vină un 13900K, măcar să-mi vină dracu procesorul odată, decât să mai aștept după el, știi? Și e foarte important lucrul ăsta, că îmi doream foarte mult ca ASUS-ul ăla, că se ducea până în overclock, până 6 GHz, vreau să îl overclockez așa, știi, destul de tare. Și până la urmă mi-am comandat niște RAM-i, un SSD M2 și procesorul acesta, mă rog, ca să putem să ne facem calculator. Știți că deja mi-am luat 4090, sunt foarte încântat. Mergem la frații noștri de la PC Curs acolo și împreună cu Achiris ne ajută să ne punem acolo noua sursă de la Achiris, care este foarte, foarte mișto și este pentru acest 4090 pe care noi îl avem. De abia aștept să se întâmple toată nebunia asta, pentru că nu am calculator de vreo 2 săptămâni și credeți-mă că o să-i folosesc calculatorul Alexandrei. Nu e problemă. De vreo 2 săptămâni, efectiv, știi, cu live-ul și cu toate cele. Pentru cei care sunt interesați. Bine, n-a fost chiar atât de rău, să zicem, că mi-a folosit calculatorul, că până la urmă ne-am descurcat decât să rămână Alexa fără calculator deloc, dar problema a fost că i-ai oferit lui Mihăiță o parte din calculatorul tău și de-aia ai rămas fără. Exact, da. Pentru cei care nu știau. Dar totul e bine când se termină cu bine, drăguțe, au venit piesele și o să vă continui examenul vlogul când ajungem acolo la piscicul. Direct, da, pentru că acum momentan trebuie să o lăsăm pe Alexandra la salon, care este în drum, de altfel, deci nu întârziem cu absolut nimic. Oricum am așteptat coletul și am așteptat curierul să vină. Adică cum mi-a venit coletul, m-am dus direct și am luat și am plecat și acum suntem direct în drum spre piscicul ăsta, așa că punem pe modul Cupra și dăm o talpă. Aici la firmă, să zic așa, sunt niște persoane dragi mie, pentru că îi cunosc de atât de mulți ani și am copilărit așa împreună cu oamenii ăștia, să zic așa. N-am putut să nu mă opresc să le iau niște zambiluțe la fete, pentru că a fost 1 martie, chiar dacă astăzi este 2 martie. Am zis, bă, este ceva și un gest frumos din partea tuturor să vă oferiți câte o floare. Să știți că nu, cum e vorba despre gest, nu am luat un mărțișor pentru că nu am găsit sincer însă să vă spun, dar gestul contează și este foarte important să faceți și voi gesturi de astea frumoase. Pentru 5 lei un buchet de zambiluțe, eu zic că este perfect și suficient. Orice fată, orice colegă, prietenă, poate chiar și, nu știu, profesoară, soră, mamă, ar aprecia foarte mult gestul vostru. Și până la urmă 5 lei îi găsești și pe stradă, mă, ceata. Așa că dacă vreți, faceți lucruri bune, că faceți femeile fericite. Am ajuns aici la sediu. Mamă, n-am baterie, ești nebun. O să fie o problemă gigantică chestia asta. Dar nu este nicio fel de problemă. Am întâlnit aici cu Bebe, tot ce trebuie, omul, instalatorul șef al calculatoarelor. Știu că flickerul vă deranjează, n-aveți ce să facem împotriva flickerului. O să facem aici o reclamație la Bosch. Sper că nu mai sunt colete la mai protein. Facturica, facturica, Doamne ajută să fie sănătate. Și hai să vedem ce avem aici. Bună ziua. Un SSD. Oh, avem mare SSD. De 2 tera. Două săptămâni am așteptat după el. Mulțumesc, foarte frumos, nu pronunță numele firmei. Două memorii. Mamă. Deci ești 4, vezi că 30 de mii am dat pe ele ca ei deja. Aia zic. Frumos. Așa arată un E46 întreținut. Nu mă, glumesc, chiar n-am nicio chiar de fel de chestie. Acum te duci cu două E46 întreținut. Glumesc, n-am nicio chestie, să știți că nu fac fiecare și ceea ce își dorește, nu am niciun fel de hate pe partea asta altă. Aici avem a 13-a generație, cel mai puternic procesor după piață. Bine, KS-ul era cel mai puternic, dar mi-au zis că mai durează încă 2 săptămâni, ceea ce n-am vrut să aștept. Și așa că mi l-am luat pe acesta, pe 13900, capa, normal. Și doamne ăștia să-l și instalăm să fie totul în re... Mamă, e făcut în China. La revedere. Diferența dintre ăsta și KS este... KS-ul este o versiune mai bună a ăsta. Asta e ideea. E un fel de RS. Gen, dacă se zicem. Duce în 6 GB, dar dacă avem noroc, îl ducem și pe ăsta în 6 GB. O, îl ducem, mă, hai să plăjească calculatorul, cum așteptam prea mult. Facem experimente. BBSRL. Așa arată 12 milioane. Ferească-mă Dumnezeu. 2 tera, așa micuț, dar face treabă. Viteză rapidă. Și acum îl vom instala. Bebe, ai legătura. Hai să vedem aici instalarea tot ce trebuie. Bine, nu e ceva greu de făcut, că doar îl băgăm acolo. L-am băgat, l-am montat, l-am pus, am pus la peste, am băgat două șuruburi. Asta a fost. Nu mai pune șuruburi, că nu-mi placă șmecherul de-astea care aici.
Nu-i trebuie șurub. Da, pac, pentru că s-a lipit. Da. E, a, de fapt, uite, avem de-asta și bro. Mamă, creier, AMG-ul. Pam, pam, aici una bucată procesor, de-abia așteptam să-i fac și eu aici. Mamă, am zis că îi fac unboxing și pleca procesorul direct pe bune. Ia uitați-vă, cutie de platinum, mamă, o vindem. Hai că o vindem dacă e. Așa, și mai avem aici un ceva, o carticică a celor de la Intel, frumos. Eu sunt fan Intel, chiar dacă și AMD-ul, destul de șmecher în ultima perioadă. Așa, stai așa să vedem cum se desface situația, să nu scăpăm pe aici pe jos, că nu avea să... Nu am făcut invers, de ce scăpăm pe jos. Așa. Și acesta este procesorul nebun, să zic așa. Mamă, câți... are pini, are de-astea, îmi place de mor, gen, îmi place de mor. Wow, frumos de tot, 13900K pentru cei care sunt interested pentru ce am luat. Hai să vedem, se face montarea procesorului, tot ce trebuie. Hai să vedem, face poc. Mamă, dacă face poc, înseamnă dacă e tot ce trebuie. A făcut poc. E perfect. E perfect. Acum s-au îndoit toți pinii aia să moară. Nu mai merge procesorul, porniți calculatorul și bum. Asta a fost. Îi pune și pasta termoconductoare, punem și animalul pe ea și aproape suntem gata. Frumos, acum facem aici mare animal. Ia uitați aici sursa, 1200W. Așa, stați așa un pic să facem aici un unboxing. Pe bune gen, să vedem cum arată o sursă adevărată. O sursă platinum. Mă, nu știu că arată, nu știu gen. Thank you not, ca de fiecare dată, frumos, tot ce trebuie. Așa, eu uite un pull-up here. Mă, ce tare ești de mult. O experiență de unboxing nemai văzut, aș putea să spun. Așa, frumos, ia să vedem, desfacem. Arată foarte mișto. Asta e toată sursa. Foarte mișto, e mișto că e full modulară. Mie nu mi-a plăcut sursa asta full modulară, nu prea știu multe lucruri, dar... A, aia acolo e șmecheria, nu? Da, asta este conectorul direct pentru 4090 tău. Și va fi un singur cablu care se face direct în... Da, fără să mai stai cu extensii de alea, cu alea. Mamă, asta chiar mi se pare chiar cea mai tare chestie, sincer. E mișto pentru 4090, pentru că, na, dacă ți-ai un 4090, pă, să ai 1000 de cabluri în calculator, e și nașpa, frate, știi? Ce mai avem pe aici? Aici, aici avem toate cablurile, da. Nu știu că vine cu tot ce... Bă, știi ce îmi place? Că totul e super compact, știi? Adică nu... Ai văzut că la multe sunt aruncate așa, știi, una peste alta și asta mi se pare super cool, știi? Hai să vedem aici ce este. O să faci damage la cutie, nu-i panică, că nu ne supărăm. Se supără băieții la Achilles, mă zice. Vezi mie, că bă, cutia trebuie să rămâne intactă. Da. E problemă. Bă, oricum, nu știu de ce se bagă bani în cutii, sincer, pentru că oricum cutiile se aruncă, adică... Cutiile se aruncă, dar experiența de unboxing rămâne. A, și da, da, frumos, frumos asta, da. Aici avem aici toate cablurile, frumos. Exact, cred că tot ce avem nevoie, nici nu cred că e ceva să lipsească, dacă avem aici, Dumnezeu să ne păzească aici de mult. Nu știu câte hard-uri vrei să spui, dar am scos până acum 9 SATA-uri, adică... Păi, câte poți să spui? 5 copii, 6 copii, 7 copii, câți copii aveți? 14 copii, 15 copii. Și asta este cablul... Cablul minune, cum s-ar spune. Tare. Chiar mișto. Mamă, dar ce mișto e că da, bun, nu mai e nevoie de nimic. Nu mai e nevoie de extensia respectivă, care a creat foarte multe probleme la început. Îți dai seama, fiind ceva nou cumva, că nu a fost nicio placă video care să consume atâta sau să... Da, el duce până la 600W. Asta e ideea. Un PCI Express normal, 150, maxim 300. Am înțeles. Și atunci, de aceea erau nevoie de 3 cabluri sau 2, minim. Dacă 2 de 300 atingeai cei 600W, dar acea extensie nu era suficient de bună și trebuia să se îndoaie. Da, era o calicatură acolo făcută. Am mai văzut la alte calculatoare, da. Mamă, lua foc fire. Așa, și avem aici și toate cele, așa că ne apucăm direct de treabă. Bineînțeles că vine și cu cablul de alimentare. Aia normal. Pentru că asta înseamnă modularitate. Așa, am pus toate cablurile frumos, tot ce trebuie acum. Și acum am lăsat aici frumos și acum doar le băgăm aici frumos în sursă, pentru că de asta avem sursă modulară, nu? A, așa. Și asta e avantajul. Asta pentru că așa am avut deja montat toate cele, da, toate cele. Că altfel trăgeam totul punem, de la zero, dar așa. Acolo și aia, da. Având totul tras de la zero, ne e mult mai ușor așa. Mai băgăm niște SATA-uri. Păi, ușor, avem nevoie? Da, păi avem nevoie pentru asta. Și în caz că vrei să-ți mai pui și în caz că, da, am înțeles. A, în caz bine. Că mai vrei să mai pui ceva, oricum păstrăm cablurile astea, în caz că mai adăugăm. Hai să vedem, mă, chat. Aici avem 4090-ul zis și The Animal. Animal Pack, când te duci la sală. Ditai. Ditai.
Deci că e cal. Și am luat toate dubile, cum s-ar spune. Aveam aici frumos ce trebuie. Okay, emergency, a avut loc o crimă ca să se facă ta placă aici, nemă. Uite, vezi suport. Da, mă, da, suport. Da, chiar. Și am mai cumpărat suport, am mai dat și un lucru pe asta. Acum 1.000.000 plus 1.000.000 minus. Bă, am mai fost desigilat. Știu că am de mai discuție o dată ce trebuie. Am uitat la el la început, că am luat-o în prima zi, el am fiert, am văzut să văd cum e. Știu că a fost desigilat. Mă, mă, frate. Bă, e mare, așa zic toate. Da, nu la That's noi. What she said. Nici la mine tare, știi? Bă, chiar tare. Vreau să știi că pe răcire, talent așa un pic. Talent? Ca de, da. După ce era greu calculatorul, avea 20 de kg mai pe jos, da? Mă întreb cum o să-l duc, ești nebun. O duc ca el, iau un ceafă, iau așa pe umăr direct. Da, mă, tare. Da, se învârte. Da, se învârte. Hai să mă întorc. Pe înțelesul tuturor, pentru cei care n-au înțeles încă, aici se băgau cele 4 mufițe de la sursă, să zic așa, ca să avem extensia asta, ca să putem să o băgăm în placa video, da? Frumos. Aici. Uite aici. Și noi avem direct chestia asta din sursă. Da, asta, de asta este foarte bună sursa de la Achiris. Achiris pe piept, pe față, pe gură. Pe calculator. Achiris peste tot. Oh. De ce mă râdem, mă, râdem? Mai râdem, e Caterinca. Sunt sigur că merge de la Achiris o să se bucure și ei. Chiar râdem, e Caterinca, gen. Mai avea loc o placă acolo. Hai că mai are loc o placă acolo. Da, cea mai bună placă de bază, cea mai tare. Dacă tu spui mie că mai bagem acolo, dacă mai băgăm acolo în 4090. Doamne, bă, coaie, cât de mare. 4 sloturi, coaie. Stai să-i dăm țiplă jos sau? Eu dăm după aia. Ce țiplă? Țiplă asta, nu? Nu are. Cum să n-ai pe-o? Bă, ești nebun. Așa e, ia mă, lucioasă. Bă, nu cred, mă, așa ceva. Asta n-are țiplă, mă? N-are, mă, țiplă. What the fuck, m-am tripat. Și aici, dacă veți un moment satisfăcător, dă-i, bebe, dă-i. Nu-i panică, că n-am dat la gen să dau eu, că... Așa, frumos, gigabyte. Doar asta e singura țiplă care are. Am crezut că are ceva mai interesant, dar nu are. Oh, aici suntem cu fratele meu, Nicu Gheară, îi se mai spune. Nicu Mănușă, poți să-mi spui. Vreau să vă spun pe ce am trecut acum, că practic am desfăcut o calculatoră din nou, pentru că nu aveam niște șuruburi puse pe placa de bază cu cine mi-a făcut calculatorul mie în trecut și e nasoar. Și chiar aveam folie. Ca să vezi. Ta-da! Prea dubios să nu mai aibă folie, că nu știu, era asta. Știi ce zic? Adică, na. Dar am dat-o jos acum cu cum am desfăcut-o, deci totul este în regulă. După lupte seculare, vreau să vă spun aici cu fratele Bebe că am stat și am făcut, zi cum e Evanghelionul ăsta, 45 de milioane, da? Merită bani, păi. Fără mișto. Merită. Nu prea suntem noi așa cu Asus-ul, dar în fine. Dă-i cheie să vedem. Asta, pleacă. A plecat aici de mult la cap. Da, că nu se arde, e perfect. Ia, a plecat și placă vită. Uite ce bine arată și RAM, e frumos. O, plecat, talent, ești de mult. Hai că... Și momentul ăsta, acum am terminat de bea. Deci am dat de vreo 15 ore aici tot ce se întâmplă. Nu plecau aici curile astea, am găsit alimentarea. Am pus aici, uitați, s-a pus asta și gata. Dăm pe butonul de play. Poate. Și punem alimentare. Mă doare capul că suntem aici de 14 ore, măi, chat. Așa, mă, chat. Hai să vedem. Să pornească review-ul direct. Ce review? Mama, acum facem cadre de alea cinematografice. Ia uite așa, aici frumos. Pleacă culorele, tot ce trebuie. Frumos. Bam, bam. Asta zic. Au plecat toate. Acum trebuie să mai reinstalăm Windows-ul, adică să, de fapt să-l instalăm, că nu are Windows momentan. Aici și RAM e puternic rău de tot. 30 de bețe. Păi dacă stai să luăm așa, 30, 23, 40 și ceva, 95, SSD-ul, nu mai știu cât a fost, 10-11 milioane. Asta e vreo 11, cam așa. Carcasa e vreo 6 și faceți voi calcul. Și ne-am dus. Ai, mulțumim, bebe Galil, să-i dați subscribe pe YouTube. Un BMW. Un BMW, fă. Bă, băieți, a doua zi în Gotham City, aici cu viața mea, Peter Pan. Sunt aici cu Manel, vă pup pe fratele vostru pe toți. Așa, deci update-ul, să zic așa. Nu merge mie acești 32 de giga, adică 64 de giga de RAM. O să dau două plăcuțe returi, pentru că placa mea de bază nu suportă decât până la 6400 MHz ăștia, mă rog. Așa, eu nu știam lucrul ăsta, am zis să-mi iau și 64 de giga de RAM, vă dați seama, că nu ești cunoscător, mai bine, na, te interesezi dinainte despre ce este vorba.
Și acum o să mergem la PC Course acolo la sediul Achiris, ca să putem să ne luăm calculatorul. Rămânem pe 32 de gigi, cum s-ar spune, și mi-a făcut și overclock până la 5,5 GHz, ceea ce este foarte, foarte bine. Totul este testabil, am FPS-uri, am tot ce trebuie. Astea mi-au testat, în para testat și până acum de dimineață, și până acum este ora 2:41. Așa că mergem spre PC Coolers, mai avem un pic de umblat, luăm calculatorul astăzi. Deci gata, am rezolvat aici toate chestiile. Nu vă mai arăt, vă arăt, o să vă arăt acasă când o să ajungem. Trebuie să dau până la urmă de tur două plăcuțe de RAM, cum am și spus. Acum ne ocupăm și de retur, să vedem dacă ne acceptă și plata, pentru că nu avem nevoie de 64 de giga oricum. Nu știu de ce mi-a comandat 64, sunt și probleme la DDR5, din câte am înțeles, nici nu merge 6800 cum am vrut eu. Așa că mai bine le dăm retur și poate ne recuperăm banii înapoi, poate. Așa că să sperăm că cei de la Flux o să fie de treabă. Gata, mă băieți, și cu calculatorul aici pe spate, o luăm din loc, mergem acasă, ne facem setările, vă arătăm și vouă. Sper să meargă cum ajungem acasă, nu? Am dat și alea retur, hai că e vineri și facem un an. Acum am ajuns acasă, să înceapă distracția aici cu nebunia cu cablurile și, Doamne ajută, să urați în succes! Deci dacă vine să credeți, acum mi-am făcut toate setările și tot ce trebuie, adică mi-am aranjat aici calculatorul, ration-ul, e aici și tot, Ciuciu și supera mea soție, ca o vedeți de sus, să zic așa. Vă pup tăguților, ce faci mai, vine și tu aici la cameră? Zi la oameni să dea un like. Așa, asta zic. Așa că acum am voi da prima cheie, vreau să stai tu aici, te rog eu frumos, ca să vedem cum e prima cheie așa la calculator și o să filmăm aici reacția, să vedem. Wow, să vezi, să vezi, dar ce... se mișcă acolo ceva. Ce luminată este situația, îți place? Da, drăguț. Ia uite, ce mișto. Bă, ce ecran mișto are acolo. Și vezi că ta placa video. Și ce e aia de acolo? Așa a fost mereu placa de bază, ce da, n-ai văzut niciodată. Da, n-am sesizat-o, sincer să fiu. Și am renunțat la RAM și uite, am decât 32 de giga de RAM acum, vezi, adică am două plăcuțe, nu mai am 4. Dar se luminează drăguț și RAM-ul. Da, nu-i problemă, știi, gen. Mă, cât a placa video, mă, e jumătate din unitate, ești nebun? Exact, e foarte, foarte mare și trebuie să vezi mai bine. Tu aici, uite, dai puțin așa un pic, te rog eu frumos, mami. Mami, vino aici. Așa. Ca să ne speriem. Uite, așa arată totul. Mamă, foarte curat. Vezi? Aranjat, îmi place că ai cable management aici frumos. Și uite, aici asta vine cu un suport, uite, vezi, se prinde direct de carcasă, vezi, suport ca să nu se îndoaie, că fiind foarte mare, știi, placa. Și chiar voiam să zic la cât de grea e, da, dar e cum foarte grea. Ține doar placa de bază. O să-i vină curentul groază. E, da, asta să fie problema. Vă dau ce să consum foarte mult. Da. Hai să vedem dacă funcționează totul. Nu era ca și cum ne vedeam foarte puțin până acum, dar mă rog. Ia uite, dați-vă, bă, a venit și el, mă, să vadă, mă, și el ce e aici. Bă, funcționează, s-a aprins, momentan e bine, mai puțin ăla. Ce? Acum are viață, adică... situația, mai puțin monitorul ăla nu s-a aprins, în rest. Nu-i panică, că le reglăm noi și pe ăla acum. Uite, acum face Alexa aici aranjamentele de ultim moment. Teoretic, eu am făcut absolut tot. Display port, să selectăm, pentru că nu mai am un HDMI din păcate și a trebuit să schimbăm un cablu și nu că am avut. Deci funcționează totul în parametri. Ia să vedem aici așa, dacă dăm aici display settings și identify 1 2 3. Deci merge cu mouse-ul. Stai așa un pic. Nu. Asta e 1, ăla e 2, ăla e 3, da? Deci dăm aici, uite, apply. Și acum merge cu mouse-ul, merge să mutăm ăsta aici și aici. Perfect, gata. Am rezolvat așa, acum trebuie să facem toate setările. Urați în succes, pentru că trebuie să facem live și trebuie să am toate setările făcute și o să dureze o veșnicie. Mi-a furat camera, abia m-am obișnuit și eu cu camera aia să se vadă totul așa de smooth și de mișto. Lasă, drăguțe, o strângem noi și ajungem și noi să fim la fel de șmecheri și să avem camera aia șmecheroasă. Vă las cu puiul. Băi, chat, în sfârșit este a doua zi. Am terminat cu calculatorul. Vreau să spun că seara mi-a luat cam vreo 5 ore până să fac setările, după aceea trebuie să fac live, mi-am făcut setările basic, să zic așa, adică nu am făcut setările cât să fie calculatorul ok, gen, știi, să zic așa, pentru că de fiecare dată când îți faci un calculator nou sau intervine ceva, eu trebuie să leg ambele calculatoare, pentru că am calculatorul meu de gaming, calculatorul cel nou și calculatorul de streaming. Și trebuie să le leg între ele sunetul și toate astea, așa, este complicat tare și cel care m-a ajutat înainte cu sunetul nu răspunde la telefon, că avea niște treabă ulterior, am aflat și vă dați seama că a fost destul de nasol pentru mine să îmi fac setările singur. Dar m-am descurcat, nu a fost niciun fel de problemă. Băi, am văzut că mai multe secțiuni de comentarii m-au judecat pentru sursa pe care am ales-o. Eu am avut o colaborare și am o colaborare în continuare cu cei de la Achiris. By the way, dacă intrați pe shop.achiris.com, să știți că găsiți 10% de reducere dacă folosiți promocodul colo. Și mi-am spus că de ce am ales
toate componentele high-end și am ales o sursă atât de slabă. Vreau să vă spun că voi nu știți câți bani, să zic așa, au investit Achilles în această companie și eu vreau să spun că am 100% încredere în toate produsele lor. Nu neapărat că sunt sponsorizați dacă mi le dădeam așa, că nu era vorba de 1000 de lei cât dădeam pe o sursă, gen. Pentru că am dat oricum bani pe toate componentele respective, știi? Sursa, într-adevăr, am primit-o gratis, dar asta nu schimbă cu nimic, că puteam să-mi o cumpăr și singur, știi, gen, și la orice alt producător. Dar eu am foarte mare încredere în compania asta și dacă eu am avut încredere să-mi pun asta pe calculatorul meu, investind aproape vreo 20.000 de lei cât am băgat acum în aceste componente, fără să le mai am și pe celelalte, adică undeva aproape vreo 25.000 de lei, să zic așa, total, înseamnă că este de calitate. Deci nu trebuie să fie neapărat, adică dacă este un brand nou pe piață, ar trebui să-l susținem, nu să-i dăm cu piciorul efectiv și să nu vorbiți dacă nu știți despre ce este vorba. Asta este foarte important, pentru că, uite, cineva de pe Facebook, de exemplu, a spus că este bună certificarea, mă referea la brand. Nu știu cât de bune sunt sursele la Achilles, asta am spus. Și în primul rând, voi nici nu știți că toate sursele care sunt pe piață, ele fac la 120 de watts sau volți, mă rog, nu știu cum se numește exact, fac aceste teste și cei de la Achilles fac la 220, gen, ceea ce certificarea lor este complet în regulă, știi, și asta mie îmi inspiră încredere, cel puțin. Dacă nu era să fie ceva în regulă, de ce oferă 8 ani garanție, știi? Pentru că ai 8 ani garanție și orice s-a întâmplat cu sursa, poți să duci la garanție și ți-o schimbă, adică e perfect. Cam asta a fost vlogul de astăzi, asta este a doua zi, v-am spus, am făcut toate cele, calculatorul merge impecabil, o să dau fenele puțin mai încet, că mi se pare că sunt puțin cam tare, așa ca un ultimă, ca un ultim view așa, aveți aici, bine, bate un pic soarele fix pe el și nu prea se înțelege foarte mult, dar de mulțumesc celor de la Achilles și mulțumesc și lui Bebe pentru că ne-a ajutat aici cu calculatorul și noi să ne vedem pe data viitoare cu un alt timp. Nu uitați că noi în fiecare seară la ora 10 facem live stream, așa că vă așteptăm acolo pe live stream și nu uitați să dați un like, un subscribe și un share. Vă pup, fratele vostru, și respectul la mare. De când mă știu, sunt șefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.